Ok, am ajuns și la vârful de linie al gamei Sapphire și anume Liquid Sapphire 56. Această interfață are un total de 28 de intrări și 28 de ieșiri, dintre care vă spuneam că are două preamplificatoare mai speciale. Acestea sunt preamplificatoare Liquid. Ce înseamnă tehnologia Liquid? Înseamnă că poate emula diverse preamplificatoare vintage. Și anume, acestea sunt 10 la număr. API 3124, Avalon VT737SP, Focusrite Red 1, Helios Console, Manly Slam, Millennia HV3D, Niv 1073, acesta este de obicei un preferat prin studiouri, Pultec MB1, Telefunken D72 și Universal Audio M610. Poziția 11 este poziția în care cele două preamplificatoare de microfon revin la setarea liniară, adică sunt la fel cu celelalte preamplificatoare de microfon din interiorul unității. Pe panoul din față avem controlele pentru preamplificatoarele Liquid. Avem Phantom Power, 48 de volți pe fiecare dintre canalele Liquid. Și la fel pe fiecare dintre canalele Liquid mai avem câte un High Pass Filter, un filtru de tăiere a bașilor. Următoarele canale, canalul 3 are Phantom Power, are un filtru de tăiere a joaselor, are un pad de atenuare și are un buton de inversare de fază sau polaritate. Canalul 4 are Phantom Power, filtru de tăiere a joaselor și pad. Canalul 5 are Phantom Power, filtru de tăiere a joaselor și fază. Canalul 6 are Phantom Power și tăierea joaselor. Canalul 7 are Phantom Power, filtrul de tăierea joaselor și fază. Iar canalul 8 are Phantom Power și tăierea joaselor. Următorul control ar fi cel de monitor, care este la fel cu dim și mute, care nu se comutează complet, sunt doar momentare. Iar următoarele controle sunt pentru cele două ieșiri de căști individuale. Pe partea din față mai avem intrările de instrument 3 și 4. Pe partea din spate avem intrările de microfon. Primele două preamplificatoarele Liquid sunt colorate cu alb. După cum observați, la această interfață nu este ca la celelalte, nu sunt mufe combi. Acestea sunt separate, aveți XLR pentru intrarea de microfon și jack mare pentru linie sau instrument. Următoarea secțiune este secțiunea de monitorizare, care la fel ca și la Pro 40 are 10 ieșiri. Primele două sunt la fel notate cu monitor. Mai avem World Clock, unde puteți să sincronizați către un Master Clock. Avem intrări și ieșiri optice pe ADAT. De data aceasta avem două, câte două din fiecare. Deci asta înseamnă un total de 16 intrări și 16 ieșiri digitale pe ADAT. Următorul lucru este reprezentat de porturile FireWire. Avem MIDI in, MIDI out și SPDIF, ca la celelalte interfețe. Ok, să trecem la partea USB. Acesta este frățiorul mai mic al seriei. E vorba de Focusrite Sapphire 6 USB. Acesta are la fel aceleași preamplificatoare ca și celelalte, preamplificatoarele Focusrite 1 și 2 cu mufe combi jack. Puteți fie să băgați instrument, fie microfon. Aveți comutatoare pentru instrument. Aveți câte un pad
de atenuare pe fiecare canal, Phantom Power pentru ambele canale, butoanele de gain. Ce mai aveți aici pe lângă butonul de monitor și butonul de phones, care acesta, butonul de phones, poate fi comutat și pe canalele de ieșire 3 și 4, doar prin apăsarea unui buton, este un un knob de mixare a semnalului de intrare versus ceea ce se monitorizează, adică instrumentalul în cele mai multe cazuri. Acest buton de mono este foarte util atunci când înregistrați un singur microfon și vreți să-l auziți pe centru. Pe partea din spate avem conectorul USB, MIDI in și MIDI out, care e destul de important pe o interfață USB, și avem ieșirile de linie, care primele două pot fi și nebalansate pe RCA, dar și balansate pe jack mare, TRS-ul. Celelalte ieșirile 3 și 4 sunt pe RCA nebalansat. Bun, sfatul meu pentru cei care folosesc laptopuri ar fi ca să verifice dacă au pe laptop un port de FireWire de 400, din acela mare cu 6 pin. Dacă nu aveți așa ceva, e posibil că placa FireWire să nu fie o opțiune prea bună. Dacă totuși doriți să folosiți o placă de FireWire, eu v-aș recomanda să vedeți dacă aveți pe laptop un slot de Express Card și să căutați o expansiune de FireWire pe Express Card, preferabil cu chipset de Texas Instruments. Dacă aveți un calculator de la Apple, MacBook Pro, atunci acela de obicei are fie FireWire 800, fie FireWire 400 cu 6 pin și ar trebui să fiți în regulă. Pentru celelalte cazuri, dacă nu aveți nevoie de o interfață audio mai mare, eu v-aș sugera să mergeți pe una USB. Sunt foarte bune, foarte ok, la ce face ea e destul. Ok, am discutat puțin despre convertoare la începutul videoului, spunându-vă că acestea toate sunt pe 24 de biți, iar că sample rate-ul maxim diferă de la una la alta. Ei bine, toate convertoarele din seria Sapphire sunt de calitate excelentă, sunt convertoare premium. Deci nu trebuie să vă faceți griji că veți avea zgomot sau că acestea sunt de calitate inferioară. În niciun caz, ele sunt de calitate superioară, sunt de calitate profesională. Ok, gama Sapphire vine și cu o suită de software numită Excite Plus, care conține Novation Base Station, Ableton Live Light 8, Mike the Drummer, care sunt în principiu loop-uri de tobe, și o grămadă de sample-uri de la Loopmasters. Mai vine și cu o suită de plugin-uri, tot de la Focusrite. Gama Sapphire are și un mixer software numit Mix Control, cu care puteți să faceți diverse mixuri pentru monitorizare, să rutați semnalele între ele, chiar să rutați și semnalele în loopback, adică din calculator tot în calculator. Puteți selecta la Focusrite Sapphire Pro 40 și Liquid Sapphire 56 și configurații de monitorizare de tip surround 5.1, 7.1. Ok, aceasta a fost gama Focusrite Sapphire. Eu vă spun, luați-le, sunt foarte bune. Driverele se instalează ușor și sunt foarte stabile. Eu personal am încercat pe Windows 7 pe 64 de biți și nu am avut niciun fel de probleme. Ce să zic, aveți grijă dacă e să vă luați o interfață pe FireWire și aveți laptop, la fel și dacă aveți desktop, cea pe USB-ul merge numai bine pe orice calculator. Eu sunt Alex Muntean pentru Sound Creation, ne vedem data viitoare!